Salutări! În această lecție aș vrea să-ți arăt în câțiva pași simpli cum facem o campanie de remarketing pe Google. Probabil o să auzi des retargeting, remarketing. Sunt cumva două cuvinte pentru aceeași acțiune, afișarea de reclame oamenilor care ne-au vizitat site-ul. Doar că pe Facebook se numește retargeting și pe Google se numește remarketing. Cum spuneam, același nume pentru aceeași acțiune. În general, sincer, ți-aș recomanda, dacă vrei să arăți reclame vizitatorilor site-ului, să folosești Facebook-ul și retargeting-ul. Și ai văzut în lecția anterioară cum să faci asta. În anumite cazuri, putem folosi și Google-ul. Care sunt aceste cazuri? Poate avem audiența care nu e foarte activă pe Facebook sau nu e prezent acolo. Noi am avut anumite proiecte unde audiența erau, nu știu, fie persoane mai în vârstă, fie persoane, să spunem, destul de ocupate, cum ar fi avocați, medici, antreprenori, și ei nu stau foarte mult pe Facebook. Ei bine, prin intermediul Google și prin aceste campanii de remarketing, putem să arătăm vizitatorilor site-ului nostru reclame, dar ideea e că acestea apar pe o grămadă de site-uri de pe internet. Majoritatea, de fapt, reclamelor pe care le vezi pe site-uri așa online sunt, de fapt, prin Google. Puține sunt chiar puse de proprietarii site-ului, da? Și asta e super fain, că Google Display Network, cum se numește rețeaua asta de site-uri, ajunge la, în total, la nivel mondial, pe, nu mai știu dacă greșesc, cu 1 sau cu 2 miliarde de oameni în plus față de Facebook. Acesta e avantajul foarte mare. La fel și în România, practic ajungem la 30-40% mai mulți oameni cu acest Google Display Network. De aceea îl folosim, în plus că e destul de ieftin, sincer, fiindcă mulți oameni s-au mutat pe Facebook, în special partea asta, afișarea reclamelor este foarte ieftină și chiar clicurile acestea sunt foarte ieftine. Rata de conversie, din păcate, e mai mică, pentru că avem, vei vedea, la nivel de reclamă, avem doar niște bannere pe care le putem pune sau banner cu un titlu scurt. Pe Facebook putem să ne lungim în text și să facem, vânzarea. Dar în context de marketing prin conținut, și aceste campanii pot fi utile să ne adresăm vizitatorilor site-ului, să ducem pe anumite pagini de conversie, pe anumite landing page-uri. Iarăși, ca și la reclamele, campaniile de retargeting, înainte să creăm campania în sine, ar trebui să creăm audiențe, da? Să creăm audiența de oameni cărora vrem să le arătăm reclama. Și sunt câțiva pași pe care trebuie să-i facem. În primul rând, după ce intri în contul de Google Ads, trebuie să te asiguri că ai legat contul de Analytics de contul de Google Ads. Cel mai bine e să faci asta din interfața Google Ads și dăm aici la instrumente și setări. Căutăm undeva Linked Accounts, la partea de setup, sper să arate și așa în momentul în care vezi tu acest video. Conturi legate, cred că ar fi în limba română. Așa, așteptăm să se încarce. Și după aceea vom merge la secțiunea de Analytics. Da? Dăm click pe detalii. Așa. Și ne va apărea o listă de conturi oarecum la care avem acces. Și căutăm contul care ne interesează. O să caut mai repede Smarters. Uite, e aici, da? Și ce trebuie să faci? Dacă nu ți apare, o să dai link, dacă nu ți apare legat. Și eu nu, o să dau cancel. Stai să dau click la alt site ca să vezi. Da, dăm link și să te asiguri că bifezi ambele opțiuni. În special, acesta ne ajută în primul rând, da, și Import Site Metrics te va ajuta mai mult pentru Google, da? Le dăm pe ambele și dăm salvare. Eu nu o să dau pentru că n-aș vrea să leg și acest alt cont. Da? Asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. După aceea, trebuie să mergem în Google Analytics. Intrăm în contul de Google Analytics, mergem aici jos la secțiunea de admin, da, așteptăm să se încarce și după aceea mergem la Google Ads Linking. În mod normal, nu sunt sigur dacă ar trebui deja să fie, dacă nu, mai dăm și aici New Link Group și ne va întreba și la asociem contului de Google Ads. Da. O să facem asta. După ce am făcut acest lucru, trebuie să mergem aici la Audience Definitions. Și de fapt aici creăm noi audiențele, da? Punem audiențe. No. Și aici vom crea o audiență nouă. Vezi, câteva vor fi presetate, dar în general va trebui să
O să alegem aici, vezi opțiunea users who visit a specific section of my website, da? Așteptăm să se încarce și aici dăm pe butonul de editare. Aici pun să fie selectat pagină, da? Și conține și punem să zicem că noi am vrea la Smarter să spunem asta. Avem noi un articol idei. O să ți-l arăt. Ia să vedem, uite că încă e primul pe Google. Și noi am vrea oamenilor care vizitează acest Dar foarte fain, dar spunem că vrem să ducem la cursul gratuit. Atunci prima dată creăm o audiență, da, care conține și luăm aici, nu știu, gen /grow/idei-marketing. Da? Pui tu aici ce are sens pentru tine. Poate să fie la mai mult. De exemplu, dacă noi la Smart zicem vrem să arătăm o anumită reclamă, facem o campanie de remarketing pentru oameni interesați de promovarea pe Facebook. Atunci o să tot adaug mai toate paginile, da, care au legătură cu promovarea pe Facebook. Să cauți aici că e greu, vezi, e pierdut cel puțin la mine, e undeva page foarte ascuns. Pari? Na, și am pune, nu știu, ce mai avem noi, promovare/promovare. Pun a doua parte din URL-ul paginii. Da? Eu am luat doar aici, fără domeniu. Îți recomand, poți pui și cu domeniu cum vrei tu. Dăm aplică și iarăși durata. Cât timp să stea un om în audiență? Am intrat pe pagină, cât să stau? Și să zicem că noi am pune 14 zile pentru că nu are sens dacă cineva vede o reclamă la un curs gratuit timp de 14 zile aproximativ, că să spunem că nu va vedea neapărat zilnic și nu se înscrie, păi înseamnă că nu e interesat, n-are rost să-i mai arătăm reclame. Punem așa, punem un nume, aia spunem vizitatori idei marketing 14 zile. Dăm următorul pas și aici destinat să alegi contul de Google Ads și cred că și cel de Analytics ar fi bine și dăm publică. Ok, cred că am creat prea multe audiențe. Dar mă rog, în mod normal la tine mergea publică și apoi ne întoarcem la contul de Google Ads. Eventual să dai un refresh ca să te asiguri că dacă faci lucrurile astea așa în paralel cu mine, după aceea dai un refresh. Și aici restul e simplu, na, în cursul de Google Ads vorbim mai mult de reclamele și alte metode de targetare, dar în contextul nostru intrăm la campanii. Vedem pe acest semn mare de plus. Sper că da, suntem în contul Smarters. Campanie nouă. Creare campanie fără obiectiv, ultima opțiune. Alegem display, da? Standard, foarte important să fie standard ca să putem alege noi. Și dacă vrei poți pui pagina unde să trimiți oameni, dacă nu oricum o să alegem. Să nu uiți după aceea la următorul pas să dai un nume campanie, cum ar fi retargeting vizitatorii idei de marketing 14 zile sau depinde pe cine te faci, îți recomand să dai nume ok, să nu le lasă așa, că altfel nu vei mai înțelege. Și în general nu ne interesează prea mult la targetare pentru că avem audiența noastră, cu depinde iarăși ce promovezi. Pentru că, de exemplu, adres, foarte probabil o să punem partea asta de impres, mă rog, de fapt putem pune conversii, m-ar fi bine înainte de aia și poți să cauți pe net cum să setăm obiective în Google Analytics. Și atunci, de exemplu, putem spune că cei care vizitează pagina asta îi trimite, face un obiectiv în Google Analytics, o să-ți arăt imediat, pentru oamenii care s-au înscris la curs. Și asta poate fi făcut Plon, asta o să fie conversia, o putem seta, sau oamenii care văd pagina de succes e mult mai ușor. Și astea se fac admin și mergem la obiective. Și aici poți crea un nou obiectiv să se încarce.
A, nici aici nu mai avem obiective, le-am folosit pe toate. Mă rog, am făcut o grămadă. Aici putem avea un obiectiv, uite, ia să vedem. Uite, înscriere curs gratuit, chiar le-am creat. Și practic o să vezi cum îl setăm. Deci dai pe New Goal. Aici alegi nimic sau rămâne custom, da? Dai continuă. Și aici pui numele obiectivului, pui destinație și la detalii pui și vezi oamenii care au. Și pui aici begins with sau ia să vedem equals to, eu o să pun așa. Și pui, asta e pagina de thank you. E pagina așa cum ai văzut la antrenarea Pixelului, oamenii care s-au înscris după ce completezi acest formular. Această pagină am pus-o noi ca destinație. Și atunci, în momentul în care un om a ajuns aici, e o conversie. Asta e iarăși bine să le facem, înainte. Vom alege conversie. Ar fi bine, lăsăm aici automat. Așa. Alte campanii, când vorbim de marketing prin conținut, lăsăm. Aici punem bugetul, în general. Depinde din nou de traficul pe care l-ai pe pagina pe care des tarez vizitatori. Și după ce ajungem aici la audiență, iarăși grup, nu știu, vizitatori idei marketing. Sau mă rog, promovare, curs gratuit, depinde foarte mult de restul strategiei pe care o avem noi. Mergem aici la browse sau cum se pronunță. Alegem aici how they interacted with your business și vei vedea aici la website visitors ne apar listele din Google Analytics. Ne apar. Și, mă rog, dacă ne mai funcționau, alegeam pe aceia vizitatorii idei de marketing sau etc. Da? Alegem o anumită audiență și mergem mai departe. Cred că rămâne aici la demografie. Nu mai oricum sunt doar oamenii care au intrat pe acea pagină. Dacă ai anumite pagini pe care vrei sau nu vrei să apară. De fapt, astea sunt mai mult pentru campanii la rece. Da? Nu neapărat de retargeting și aici vom crea reclame și dăm click pe new și în general vei face un responsive ad și aici încarci imagini și pui titluri și alte lucruri care să facă oamenii să dea click și să meargă la acest curs gratuit. Da? Așa facem campanii de remarketing pe Google Display, ne ajută foarte mult la creșterea conversiei și a ratei de conversii, pentru că așa cum tot spuneam, cumpără din prima, e bine să le reamintim de noi și să-i ajutăm să meargă mai departe în procesul de cumpărare. Mult spor!